pierdut, am fost trei, dar am pierdut una, pe drum. Da, bine, nu? Da. Băi, eu mai vreau muzica! Este, haide, fetelor, luați un loc aici! Zic așa! Poți muzica, mă aude? Hai, vin mai târziu, nu, Iulica... Foarte bine. Pam, pam! La distanță ceva. Ce drăguț! Fericire, nu? Da! Da! Îi sper! Da, acum 10 ani, acum 10 ani când filmați la bloc, nu vă vedeați în postura asta fiecare mamă mult mai mult de 2 copii. Vreo 15. E generos cu cifrele. Deci acum 15 ani. Eu da. Bine, acum 100 de ani. Da. Așa, când filmați voi la bloc, nu vă vedeați în postura asta de mame. Ba da, măi, mi-am dorit mereu. Cum să nu? Să mă și mărit. Dar nu mă, cred că vă gândeați voi mame de 2 copii și la un moment dat o să mergem. Nu, uite, să zică fetele. Eu cu mei, că la 18 ani, când ele deja mă cunoșteau, cred că la 18 ani aveam când voi ați venit. 17 ani aveți. 17, da. Nu mai știu. Ele erau de mici. Nu, dar ideea e că prietenele lui Mimi au venit la un moment dat în serial, când serialul s-a mărit așa dintr-o dată. Și eu le spuneam pe atunci că eu vreau să am copii repede. Uh-huh. Adică mi-anunțasem colegii la facultate că eu în ultimul an sigur voi avea copil și evident că până în ultimul an m-am răzgândit și am mai amânat acest pas. Și nu, sincer, n-am făcut greșit. Da, și de acum ești o mămicuță fericită. Da, chiar foarte fericită. Cum e cu 2 copii? Băi, e bine, e nesperat de bine, da. Repet, am mai vorbit despre asta, m-am și pregătit ca pentru război. Adică am avut așteptări, na, că o să fie greu, că o să mă trezesc noaptea, că la lucruri care se întâmplă, nu excludem. Da, ești pregătită. Dar sunt atât de multe alte lucruri care sunt bune, sunt frumoase, copii sănătoși, nu există gelozii exagerate. Adică, la modul că o să fie, probabil, dar sunt pregătită și pentru ele. Acum e liniște, e bucurie, efectiv. Uite, e bucurie. Uite, vedem fotografii cu tine și cu cei doi copii și vreau să vă întreb, voi când vă întâlniți, acum mai vorbiți și altceva sau doar de copii? Nu, și sincer, nici n-am putut să ne întâlnim. Când să ne întâlnim? Că adică noroc cu emisiunea noastră, că iată, am reunit aceste minunate fete. Chiar ne-ai reunit și să știi că am mai avut câteva tentative. Iată că de data asta s-a întâmplat. Mai ales că am născut așa, adică fiecare a intrat în al treilea trimestru pe rând. Da. Am avut un decalaj în care când eram prima eu fost prea... Tili, nu? Da. Apoi, bravo, Tili! Și cu distanța cel mai... 9 ani are Sofia, nu? 9 ani are Sofia și Tililică fără frică a născut în starea de urgență în prima săptămână. Se știe, lăutarii, vă rog. Așa, el are acum cât are? 6, bă, ulu, stai bă, că face 7 luni acum, curând pe 26. Da, face asta e la al doilea copil, nu mai ții evident atât de bine. Dar ești mai relaxată la al doilea copil? Păi nu se vede, cât are? 6 luni și stai mă, 7. Ne luăm din asta. Popescu ce face? Popescu? E bine, l-am întrebat, zic, Popescule, țuica aia care trebuia să-i dau lui Măruță, știi, când eram eu gravidă și făcea, am dat tot în delta cuiva, iubita mea, îmi pare rău, deci e bine, e lucrează. Dar Popescu de acasă. E acum acasă cu copiii? Da, lucrează, are închidere de lună. Ce și... noroc ai mă cu bărbatul ăsta. Da, și el cu mine. Ți-am mai zis, dar tot nu mă crezi. Da, ai adus ceva cadouri? Am adus niște cadouri, da, am adus pentru nepoatele mele. Așa pentru... Puteți să le uităm, nu? Da, bineînțeles, și pentru Dana. Mulțumim. Pentru Lia Bucuria. Da, să știți că și voi aveți. Și voi aveți ceva pregătit, am zis că nu se face cu astea, cu alta. Adică tu le-ai adus costumașe? Tu faci costumașe acum? Nu, de atâta timp. Da, nu ne-am văzut și am noi nu ne-am văzut. Și eu am pentru ele niște cadouri. Stai, deci tu le-ai cumpărat lor? Da, le facem cadouri practic din emisiune, dar asta zic, exact. Nu sunt multe ocazii să te întâlnești cu prieteni și în pandemie. Și nu se știe când ne mai întâlnim. Exact. Da, tocmai de aceea să zic, și eu am ceva, dar am perfect, ceva. Laura, te rog frumos. O diversificarea. Eu am deja, să știi, dar nu strică să mai am una. Cătălin, ție ți-am adus nimic. Nu, nicio problemă. Dă un pic cartea, Dana, să o prezentăm celor de acasă. Eu am deja și am avut-o și pe prima. Papă tot, da? Pentru diversificare, nu? Diversificare și rețete pentru copii de peste un an, rețete tot felul, de toate felurile. E o carte care chiar a mers la sufletul mămicilor, pentru că probabil când au intrat în panică și n-au mai știut ce să prepare pentru diversificare în special, s-au regăsit în paginile ei, că s-a vândut foarte repede. Primul tiraj în primele 2 săptămâni. Nu, bine tu, baftă, felicitări! Mulțumesc mult! Ia uite, Ciucă, să-ți fac și ție piure de mere, prune și biscuit.
chiar te rog, mâine. El e copilul meu aici. Da, da, cu dinți. Iar lui Nicolăină, nu, nu, de fapt asta îi dau lui Nicolăină, pentru tine am altceva ciucă, stai că am găsit. Ia, ia. Hai mă, un desert. Nu mă, stai că am găsit ceva cu țelină. O mămânică. Aia, aia trebuie mie cu țelină, da. Am găsit cu țelină, uite, piure de, din țelină, păstăi de fasole verde și roșii. Ciucă, când treci pe diversificarea asta, dăm, dăm lovitura. Uite, n-am trecut pe diversificare, eu așa știam. Da, nu știu ce să zic. Bun, deci Laura, felicitări. Da, așa te rog, da. Autoarea. Să o dezinfectați. Da, ai avut botez acum 3 săptămâni. Da, și bine de menționat că era înainte de toată nebunia de lockdown sau în fine ce-o fi ăsta. Semi-lockdown. Acum, semi-lockdown, exact. A fost un botez foarte frumos. În tot în Maramureș, și acolo a fost, da, și Rita botezată, da, și acum, da, Vera tot în Maramureș și vedem imaginile. Nu? Păi am vrut să nu fie total diferit de ce s-a întâmplat la, la Rita. În special am vrut să mergem în locul unde am botezat-o, în aceeași biserică, pe Rita și pe Vera. Și da, cumva când ai două fete așa și apropiate de vârstă, vrei să nu faci diferența foarte mult. Și ne-a cam ieșit. A fost totuși o petrecere diferită, că a fost mult mai restrânsă, dar a fost foarte plăcută, nu știu. Uite, aici Rita are grijă de, de surioara ei, a văzut o poză mai devreme. Nu chiar surioara, era un cărucior pe care l-a primit în dar de la Vera, în momentul în care a venit de la maternitate. Aha. Și și acum ne spune și aseară era că căruciorul de la Vera, știe deja. E un copil foarte înțelegător, vorba aceea, încă nu au conflicte pe rochițe și păpuși și așa mai departe. Dar uite, chiar astea sunt imaginile de la botez de la biserică, da, chiar nu? De la biserică, exact. Aceeași există, biserică. Da, în Baia Sprie există o biserică romano-catolică, Sfânta Maria, absolut senzațională, e foarte mare, somptoasă, elegantă, e foarte veche și foarte frumoasă. Și îți vine așa, nu-ți vine să crezi că există într-o localitate mică, de altfel, Baia Sprie, o biserică atât de frumoasă, despre care am să, iată, imagini, am să tot povestesc despre ea. Și petrecerea a fost cu petreușii, cu prietenii noștri și din Maramureș și o parte din București, familia, evident, și cam, na, cum a s-a... A fost exact ca la carte. Și la tine, da, a fost botezul tot așa, într-un loc super. Da, da, da. Da, și tot respectând condițiile, tot un număr foarte restrâns, am încercat tot pe cât posibil să facem numai în aer liber... doar cu... Uite, aici sunt pozele, da, de la... Nu, asta, asta nu e de la botez, dar mă rog, da, este poza cu Olia, cred că înainte de botez. Da, a fost diferit, oricum. A fost diferit față de petrecerea lui Vlad, adică chiar s-a simțit așa o diferență, dar am zis că petrecerea mare cu mulți oameni și așa o amânăm pentru tăierea moțului, sper. Plan, exact, da, 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 da. Mă rog, Tilly e mai sceptică, eu mai fac trei, un plan. Mă, poate toate trei. Am putea, am putea. Măcar asta să ne iasă, că la botez. Tilly, nu zici nimic? Nu. Ea e mai pesimistă, ea, zice că nu la, nu? Nu, ea o să fie în Grecia, o să-i taie moțul copilului. Nu știu, dar poate ne iese, pentru că acum cu botezul nu ne-a ieșit, fiind prea apropiată și așa, dar poate... Dar la tăiera moțului, da. Facem afară, tot afară. Ar fi super drăguț. Că ei s-ar potrivi cumva. Da, nu, ar trebui să face cu tematică de la blog sau ceva, de seama. A, ce tare! Fii atent, fetelor, vreau să vă spun ceva. Deci, Tilly, tu ai luat startul și ai doi copii mai mari. E cea mai experimentată dintre mămicile de aici, da? Pe locul 2 vine Dana Rogoz. Da, da. Corect, da? Da, în exact. Ordinea... În ordinea apariției pe nume. Da. În ordinea cronologică a nașterilor. Exact. Da? Nașterilor, da. Așa, iar Laura, iar Laura Cosoi, da, pe locul 3, cum ar veni, copiii ei fiind mai mici, Rita și Vera. Dar vreau să vă spun ceva. Sunteți pregătite, fetelor? Desigur. Laura Cosoi vrea al treilea copil. Ah, da. Ce frumos, da. Și noi am vorbit de al treilea copil. Nu, nu, deci nu o să treacă pe locul întâi, ce faceți? Nu, nu, noi n-am vorbit, să știți. Deci, pe la această categorie acum vă puteți bate liniștite. Nu, nu, deci, de pentru tine gata? Eu, da, eu așa cred. Eu așa nu cred, știu, nu vreau să zic, dar nu așa. Nu zicem încă, stai să vedem. Eu așa. Deci, Laura, tu te gândești la al treilea, nu? Sigur că da, da. Dacă noi ne dă Dumnezeu... Noi ne-am dorit al doilea copil de foarte mult timp, dar de-abia când îl ai pe al doilea, îți dai seama cât de... cât de plină este casa celor care au mai mulți copii, știi, cât de frumos este. Știu, perfect, la primul, ce spui. Exact cum spunea și Bodana, mamă, intervin toate fricile, bine, e adevărat, depinde și de ce experiență trăiești, toate panicile, e tot un haos, la al doilea deja, nu știu, parcă lucrurile vin natural și se așează mult mai relaxat, dar totul. Dar cred că oricum nu ne putem deci, da Laura seama Cosoi, că cum e cu doi copii, sincer, mi se pare Laura, foarte de vreme. Laura Cosoi vrea al treilea copil, voi ce indiferent faceți? O să pierdeți... Indiferent de cum va fi, eu îmi doresc și al treilea copil.
adică nu eu, noi ne dorim și al treilea copil. Da, dar chiar e mult prea devreme să spunem cum e. Fiecare sunt foarte mici. Cred că, într-adevăr, Tilly are, e măsură să spună, nu știu... Tilly, al treilea copil pe când? A trecut mai multe tantrumuri și mai multe etape, acum într-o preadolescență, nu? Da. Deci da. Se schimbă cum complet lucrurile. Dar, iarăși, nu cred că e o concurență în acest punct de vedere. Fiecare familie clar, nu concurență. Am zis-o pur și simplu acolo. Așa, ca... Da. De ce ai zis ca așa? Ca fapt divers, de cumva, adus viața. Eu chemăm pe Anca Serea și gata. Da, exact. Și n-am zis-o. Ne-a capac și am terminat problema. Tilly, te gândești la al treilea copil? Nu, adică ne gândim așa, la mă, ce frumos ar fi, înțelegi, nu să-și punem în practică, pentru că, na, Sofia are o vârstă... Adică, practic, te încurcă o Nu, Sofia are o vârstă și știi cum, pentru că ne ocupăm amândoi de copii, independent de această situație, noi ne-am ocupat și de Sofia, a fost o alegere a mea personală, nu știu dacă am făcut bine, am greșit, pentru că, repet, a trebuit să trăiesc anumite frustrări, să-mi asum responsabilitatea deciziei la momentul zero, a trebuit să mănânc așa niște pâine de-a lungul timpului ca să ajung la o așezare. Dar e diferența mare între ei acum și cred că suntem formula completă și ideală, dar nu se știe niciodată la ceas de seară ce se întâmplă. Sau dimineața, sau la prânz, mai vedem. Cum ne întâlnim? Tilly, eu zic niciodată să nu spui niciodată. Da, parcă vă la anul pe canapea aici. Exact. Nu, ar fi culmea să fiu eu. Da, eu care sunt acum așa detașată de acest subiect, eu să vin cu gemeni sau ceva, știi? Nu. Ca să fiu... Dar uite, mă uit la imaginile astea cu voi, sunt din 2003. 2002. Se pare că suntem la fel, doar tu nu mai joci, gata. Uite, Laura Cosoi. Da, la fel de... bronzată. La fel de sexy și atunci. Exact, la fel de, da. Și da, bronzată, mai ții minte? Da. Dar ce că ești din Baywatch. Da, mă, nu, da, păi era da. Altă modă era, atunci. Da. Oricum, trebuia să facă calibrarea luminii, era foarte complicat cu mine. Mă rugau luminiștii voi să trei, nu mă mai bronzez. Da. Lipsește, doamne, mi se pare găște tot. Sincer, da. Mi se pare că e din altă viață. Adică Adică mă uit și eu nu mi-aduc aminte momentele alea, nu știu dar cum. Adică mi-aduc aminte niște discuții. Ah, bine, pe alea ții minte, alea, da. Strict, uite, filmarea asta nu mi-aduc aminte deloc. Stai să vezi, mâine noi împlinim 13 ani de emisiune zilnică și mâine o să încerc să-mi reproduc, m-au ajutat colegii, hainele de la prima emisiune. Cătălina, apropo deci de chestia asta... cu 13 ani la prima emisiune, cu cămașa scoasă din pantaloni, cu sacou, cu niște bluge vazați. În ele nu mai încap, recunoaște. Păi nu mai am hainele alea, au fost donate alea. Dar Cătălina, apropo de treaba asta, ai pus undeva, le-ai păstrat pentru muzeul... Muzeul că vreau să vă spun felicitări pe bune, chiar ați făcut un efort mare de tot să fiți... Bă, bun, eu cel puțin de acasă, când copilul mic dormea, ați făcut niște momente atât de frumoase, într-o perioadă atât de grea pentru fiecare și. Țin să vă mulțumesc, sincer, țin să vă mulțumesc. Nu știu câtă lume ar fi avut puterea în condițiile date, adică dacă aș fost pe poze prezentator, să zic, sigur mă vin la servici. Cred că aș pleca mâncând pământul, ziceam, bapu, papa, ta-na-na-na. Bapu, papa, da. Da, și de apreciat că și echipei din spate. Că până la familie și copii și cred că ai emoții în fiecare zi. Da, ne-a plăcut în același timp să fim aici și ați văzut și voi că măsurile sunt destul de stricte. E adevărat. Dar a fost interesant pentru că primeam foarte multe mesaje de la oameni care se uitau la emisiune și credeam, în perioada nu? Aia când toată lumea stătea acasă, așa? Era ca o gură de oxigen. Așa a fost. Fetelor, sunteți foarte frumoase și mă bucur de fiecare dată când vă văd pe cuvânt. Nu ne zice că s-a terminat. Și mă bucur că există prietenia asta de atâția ani, știi? Da, chiar mult și chiar păstrăm legătura și cu ceilalți din serialul La Bloc. Ceea ce, de fapt, și aici, na, că noi avem ceva în comun, suntem fete și avem copii și așa, dar când vorbești și cu restul echipei, e chiar... Știi cum e cu ele? Eu simt ceva... E o legătură pe care am avut-o și cu colegii la Abracadabra. Nu ne mai vedem la fel de des. Evident, nu. Viața ne-a luat-o înainte. Fiecare cumva. Pe un drum al ei. Da, evident. Și tu, poate că ai fost prin alte proiecte și ai rămas apropiat de anumiți colegi și cumva când te uiți în ochii lor, știi... Ce gândesc, le cunoști istoria, știi dacă-s bine, dacă s-o obosiți, dacă nu. Adică e ceva care ne leagă în afara, nu știu, da, în afara vorbelor sau da, și în afara întâlnirilor, de fapt. Adică e. Știi că stăteam să mă gândesc acum că spuneai de botez. Noi botezul l-am făcut doar între noi, adică eu Popescu cu copiii și fratele meu cu nata care a fost nașii și mi-au dat lacrimile când povesteau fetele, pentru că, uite, Dana a fost la nunta noastră, știi? Eu trebuia știu. Să fiu și la nunta fetelor și la botez, nu s-a sincronizat pentru că a fost cu plecarea noastră în vacanță, dar apropo de ce spunea Dana, chiar dacă nu ne mai vedem zilnic, undeva acolo, știi, a rămas acel ceva, adică la bine și la rău, momente cheie,
Și din păcate, da, absolut. Adică eu nu mi imaginez că, nu știu, noaptea dacă aș avea o problemă, n-aș putea să sun pe una dintre ele și la fel, dacă m-ar suna să nu răspund instant, da, dar astea sunt niște legături care nu se pierd. Fetelor, să aveți grijă de voi, oricând sunteți binevenite aici cu orice proiect faceți, fie că e o carte de prezentat, fie că aveți, nu știu, vreo poză de Instagram, de TikTok, de arătat. TikTok-ul nu suntem. Tilly e zeiță, mă. Pe TikTok? Tilly e pe, nu știu, pe TikTok, dar pe Instagram, nu pe. Pe Instagram. Pe toate sunt pe Instagram. Pe da, da, pe ea o pune Popescu, adică îi pune pe Popescu. Da, pe mine, eu cu Popescu Rules, are închidere de lună, trebuie să ajung acasă ca să nu fac o criză de nervi. Dar eu am venit să fiu frumoasă. Băi, știi când m-am aranjat? Deci fii atent. La botezul lui Fimiu, ce dacă mi-am pus masca? Dau un exemplu bun pentru Fimea, care am obligat-o cu masca. Deci la botezul lui Fimiu, când a început școala, mama, și cum eram piesă și când mă măritam, eram din nou, pac, 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 pac. Și am zis Gretei, mama, când vin la măruță, gata, boss, îmi dau cu anticearcă, cu fond de ten, e tot ce trebuie. Am și rușpe de dedesubt la mască. Arată-ne un pic, te rog frumos, putem? Un pic doar să-l vedem? Stai așa, să-mi tapotez așa. Uitați, are ruși, ea este până la urmă. Vă mulțumim mult, fetelor, vă mai așteptăm, aveți grijă de voi! Mulțumim! Dana Rogoz, Laura Cosoi și Tilly Niculae, oameni buni, niște fete senzaționale. Vă mulțumim mult, fetelor! Frumoase, mă, frumoase și prietene adevărate.